Nu! Fraților, ce naiba se întâmplă aici? Ce se întâmplă acum? Mamă, ești prost! Hei, salutare prieteni și bine ați venit la un nou videoclip! Videoclipul anterior v-a plăcut foarte, foarte mult, deoarece am văzut acest lucru după like-urile pe care le-ați pus și după comentariile pe care le-ați scris. Desigur, mi-ați dat și follow pe Instagram, pentru că v-am rugat să-mi dați un follow pe Instagram. Dați-mi și acum dacă încă nu ai făcut-o, pentru că tot amâni, lasă că o să dau după ce privești videoclipul și apoi uiți. Dă acum un follow, intră pe linkul din descriere, dă-mi un follow, iar apoi revino și privește acest videoclip până la final. Haideți să fim și pe Instagram o familie cât mai mare, să ne adunăm și acolo cât mai mulți, să facem într-un final 100.000, este dorința mea, ok? Iar acum haideți să trecem la videoclipul de astăzi. Este vorba despre Jackson și Michael, care au fost surprinși de camera video, adică de dronă. Și nu o să vă rețin mult, însă vreau să vă spun să nu derulați acest videoclip, deoarece este foarte, foarte interesant. Priviți-l până la final. Ok, haideți să privim. Iată, drona se ridică în aer. Ok, privim aici, pare să fie totul ok. Nu vedem nimic ciudat. Ok, dacă nu știți despre ce monștri merge vorba, o să vă pun undeva aici o poză. De fapt, pe ecran o să vă pun poza să fie mai mare și, de fapt, ambele poze, mai bine spus, ca să îi știți și voi să-i, dacă nu-i cunoașteți, nu știu. Vine o mașină încoa? Ok. M-a pus puțin pe gânduri, însă e ok. Nu cred ca ei să poată conduce o mașină. Nu cred așa ceva. Eu sper să-i și vedem destul de bine. Iată, este o căsuță acolo. Mi se pare că am mai văzut undeva căsuța aia. Iată asta, da. Cu siguranță am mai văzut-o undeva, pentru că mi se pare foarte, foarte cunoscută. Dar este și micuță, fraților. Nu știu ce să spun, să stea el aici sau ambii să stea aici. Jackson, Michael, care dintre ei să stea aici? Să stea ambii oare? Nu prea cred. Deși cine știe... Ok, haideți să mai vedem ce este prin pădure, pentru că cine știe, poate să se ascundă și după un copac și noi să nu îl observăm. Ok, aici nu pare să fie nimeni, deși arată foarte, foarte ciudată această... Băi, am văzut o față acolo, eu serios vă spun acum, mi se pare că este Jackson... Băi, nu te apropie. Uite. Mamă. Băi, ești nebun. Ăsta este Jackson. Nu știu ce să spun aici. Eu am rămas pur și simplu șocat. Ăsta stă cu cuțitul în mână. Ce? Ce face el acolo? Și unde este Michael? Sau ăsta este Michael? Băi, prieteni, eu îi încurc pe ei, credeți-mă că nici nu îi știu. Imediat să-i văd, dacă o să-l văd și pe-a doilea, să fac diferența. A închis ușa. De ce? Se simte deranjat? A închis ușa să scape de noi, dar... Păi, ești prost? Ăsta este Michael. Mamă, vine după Jackson? Ce? C-
ce o să urmeze acum, nici nu vreau să-mi imaginez. Nu! Fraților, ce naiba se întâmplă aici? Băi, e nebunie totală ceea ce se întâmplă aici. Eu sper să nu să se întâmple ceva foarte, foarte rău, să nu pățească nimeni nimic. Băi, eu nici nu credeam că e posibil așa ceva, să se bată ăștia doi. Mamă, doi monștri se bat între ei. Am trăit să o vedem și pe aceasta. Ce-i face? Vrea să îl închid aici? Îl închide în căsuța aceasta? Bă, nu, au intrat ambii acolo. Și acum ce? Ce fac ei acolo, fraților? Cum putem să vedem și noi ce se întâmplă acolo? Iată, s-a deschis din nou ușa. Jackson iese afară. Dar unde este Michael? Fraților, ce s-a întâmplat aici? Boșilor, eu nu înțeleg care-i treaba. Sau tot el este Jackson? Păi, nu înțeleg treaba. Ăsta este Jackson, da? Și Michael a rămas în interior? Ce face el acolo? Păi ești nebun. Nici nu vreau să-mi imaginez ce s-a întâmplat acolo în interior. Uite, unul dintre ei merge pe marginea drumului. Unde pleacă? Este Jackson, însă unde este Michael? Așa și nu a mai aflat. L-a omorât oare? Nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred. Pleacă spre mașina aia? Ce dorește să facă la mașină? Nu cred că... Bă, nu, doar ce vorbeam de asta. Nu cred că poate să conducă. Nu, chiar nu cred. Și de ce ar fi cheile în mașină dacă nu e nimeni aici? Care-i treaba, fraților, stați așa? Păi iată, caută cheile, dar nu le găsește. Băi, înseamnă că el știe ce înseamnă cheie, ce înseamnă mașină? Știe să conducă? Mamă, nu m-am așteptat la o asemenea întorsătură, fraților. Wow, 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 wow. Cât de tare este acest videoclip. Nu uitați-l, apreciați cu un like și să scrieți în comentarii dacă mai doriți clipuri de genul acesta și dați-mi un follow pe Instagram. Iată-l, încă stă în mașină. Caută cheile, încearcă să o pornească, dar nu se primește, desigur, fără chei, n-ai cum, doar dacă știi unele chestii. Ok, se uită în spate, nu vede nimic, nu găsește și tot stă cu cuțitul ăla în mână. Fără el nu poate, mă. Și acum, care-i treaba? El încă încearcă să pornească mașina, dar nu reușește, însă iată, se dă jos, coboară de mașină și se duce în spatele mașinii, se pune jos și vrea să spargă roata. Ce vrea să facă acolo cu cuțitul? Băi! Nu pot să cred. Vrea să dea o pană acolo. Nu, 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 cred așa ceva. Ce faci? Ce? Au venit proprietarii mașinii și... Ce se întâmplă acum?
Mamă, ești prost! L-au omorât, fraților. Eu am rămas puțin șocat. Cu siguranță și unii dintre voi la fel au rămas șocați. Chiar nu m-am așteptat la așa ceva. Ok. Eu sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă mai doriți să continui cu această serie, apreciați chiar acum acest videoclip cu un like și scrieți-mi despre aceasta în comentarii, dați-mi un follow pe Instagram să facem și acolo o familie cât mai mare, să ne adunăm o familie cât mai mare și să ajungem la 100.000, ok? Noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, ca de obicei, sănătate tuturor și toate cele bune! Pa, pa!